Ne întoarcem în Petru și suntem la sfințirea, să spun și mai departe. Mai departe nu ne prea place, da? Prin suferință. Prin suferință. Am vorbit despre alegerea prin sfințire, am vorbit despre mântuirea ca sfârșit al credinței și acum alegerea aceea prin sfințire, practic a început cu nașterea noastră din nou prin învierea lui Hristos din morți. Dacă mântuirea este ca sfârșit al credinței, între nașterea din nou și mântuirea sufletelor noastre, este un drum numit viața creștină. Și dacă priviți imaginea din fața voastră, n-am fost aleși la sfințire, ci prin sfințire. Cu alte cuvinte, sfințirea nu este opțională pentru nici unul dintre noi. Sfințirea este drumul acesta pe care noi îl numim viață, viața creștină. Viața mea, viața ta, cu toate susurile, toate josurile ei. Am spus că sfințirea este obligatorie și vă citesc un text din Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul acesta, dacă n-aș avea niciun altul din Scriptură, nu-mi dă voie să mă joc cu acest concept al sfințirii. El este important, este obligatoriu. Dar aș pune o întrebare în dreptul meu și pune-o și tu în dreptul tău. De unde știu că sunt în procesul sfințirii? Procesul acesta poate fi abandonat. Vom vedea în 2 Petru. Vor fi oameni care au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. Au fost răscumpărați, s-au lepădat de stăpânul lor. Deci procesul acesta este pe pălmile deschise ale Domnului. El nu te ține în pușcărie, ci te întreabă, tu nu vrei să pleci? Poți pleca oricând. De aceea poți abandona procesul și astăzi trebuie să-mi pun întrebarea. Întotdeauna ziua de astăzi este testul, nu ziua de ieri, nici ziua de mâine. Astăzi, dacă sunt sau nu în procesul sfințirii, de unde știu că nu m-am lâncezit, nu m-am obișnuit cu lucrurile, nu m-am obișnuit cu păcatele mele? În primul rând, câteva lucruri importante despre sfințire. Dumnezeu n-a gândit după, cândva, mai târziu, nevoia sfințirii, ci a înscris-o înainte de întemeierea lumii în centrul voii sale, în centrul planurilor sale. În Efeseni, capitolul 1, versetul 4, Pavel ne spune că în El, în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Observați, am fost aleși ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și de aceea sfințirea este în centrul voii Lui Dumnezeu, este pe inima Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne-a ales doar, a pus înaintea noastră o ștachetă înaltă pe care să nu putem atinge, ci a făcut tot ce trebuia făcut ca sfințirea să fie posibilă, noi să putem ajunge la această țintă. L-a dat pe Fiul Său să fie străpuns pentru fără de legile noastre și prin moartea Lui să fim răscumpărați, iertați, înfiați în urma iertării noastre și apoi pecetluiți cu Duhul Sfânt. Dacă veți citi capitolul 1 din Efeseni, aveți dintr-o răsuflare planul lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși. Când Pavel îl aduce în istoria noastră, el spune și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Ce mare har! Ca Dumnezeu fără să ne întrebe, în urma răscumpărării și înfierii noastre, să ne dea puterea sfințitoare, prezența Duhului Sfânt. Sfințirea, deci, nu o facem noi, nu avem niciun fel de putere. L-ați auzit pe George? M-am bătut cu poftele mele, dar n-am reușit să scap din ea până când n-a intervenit Dumnezeu într-o seară. Așa a fost cu fiecare dintre noi și așa este cu fiecare dintre noi. Dragii mei, sfințirea o lucrează Duhul lui Dumnezeu. Dar nu lucrează împotriva voii noastre. De aceea eu pot obstrucționa această lucrare, pot întrista Duhul și pot stinge Duhul în viața mea. Un alt adevăr important este că noi, în general, vorbim despre o sfințire de fapt și o sfințire de drept. Sfințirea de drept este o sfințire în acte. Dacă l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, sunt pus deoparte în acte pentru El, pentru împărăția Lui. Dar nu despre asta este vorba în Biblie, dragii mei. În Biblie este vorba de o sfințire în fapte. Cu alte cuvinte, eu pot fi soțul soției mele, dacă aș fi între evrei, logodna se întâmplă cel puțin cu un an înainte, dar o logodnă este ca o căsătorie, în schimb este o perioadă de abstinență.
abia după un an de zile o iau în brațe și o trec pragul și devine soția mea și o cunosc în sensul biblic. Cu alte cuvinte, sunt soțul ei în fapt după ce a trecut anul de zile. Așa cred că este și în relația mea cu Hristos. Nunta ne așteaptă la sfârșitul drumului, noi ne-am logodit cu El, dar trebuie să ne păstrăm curați pentru El ca să ne așezăm la nunta mielului. Deci este vorba despre o sfințire a vieții, o sfințire în fapte. Dumnezeu ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare. Ascultarea întotdeauna schimbă ceva în mine, după cum neascultarea schimbă ceva în mine. Sau Pavel în Roman, capitolul 8, spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să devină, să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Să dați-mi voie să-l citesc pe același Pavel în 2 Corinteni 3, 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava, frumusețea, caracterul Domnului și suntem schimbați, modelați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Sfințirea, dragii mei, privește viața mea de fiecare zi. Motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Drumul sfințirii noastre a fost deschis și modelat de însuși Fiul lui Dumnezeu. El s-a întrupat și măcar că era Fiul lui Dumnezeu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Ascultați versetul 10 din 1 Petru. Preaiubiților, le vorbește el și în versetul 10 continuă: prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei căutau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar și îngerii doresc să privească. Dacă aș desena mântuirea cu tot ce ține de ea, sau harul acesta care ne este făcut în Hristos, în miezul ei există două lucruri care i-au incitat pe proroci și i-au făcut foarte curioși. Oare de ce patimile lui Hristos preced slava? De ce slava urmează patimile și nu poate fi altfel? Dragii mei, dați-mi voie să răsfoiesc cu dumneavoastră Scriptura. N-am să o citesc toate, sunt foarte, foarte multe texte mesianice în ea. Dar aș începe cu primul text, textul întrupării, Genesa 3:15. La judecata din Eden, Dumnezeu a zis: sămânța femeii îți va zdrobi capul, vorbea cu șarpele, iar el îi va zdrobi călcâiul. Cu alte cuvinte, suferința lui Hristos este acolo, în primul cuvânt de întrupare. Sau veniți cu mine pe muntele Moria, când altarul este făcut, lemnele puse, Isaac se așează pe altar și Avram ridică pumnalul. Îngerul Domnului oprește. Era repetiția generală pentru Fiul lui Dumnezeu. Avram a fost oprit din acțiunea lui, în schimb tatăl l-a lăsat pe fiul său să meargă până la capăt, să fie răstignit pe o cruce, aruncat într-un mormânt, patimile lui Hristos. Dar a treia zi, Hristos a înviat. A treia zi. Și de acolo încolo începe slava, dragii mei, înălțarea. Dați-mi voie să citesc un text pe care îl știți, l-ați auzit de multe ori, dar care mustește într-un fel de patimile lui Hristos și se termină pe slava care a urmat. Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să te atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși,
El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelgile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem noi tămăduiți. Noi eram cei care rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit cu moartea pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Observați cum vine slava după pătimire, cum se deschide textul. Imaginați-vă prorocii buimaci în fața unor astfel de texte. De ce, Doamne, dacă ești atotputernic, nu este altă cale? Va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da locul lui împreună cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. Și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Toată Scriptura este străbătută de acest leitmotiv, o pătimire care duce la slavă sau o slavă care trece prin valea pătimirii. Dar trăim zile, dragii mei, în care toți am vrea să fugim de suferință și sunt destui predicatori care citează astfel de texte în favoarea unei astfel de teologii. Abia s-a îmbolnăvit Julie și am și primit un mail. Duceți-o repede la Reading. Bă. Dragii mei, ce mă doare mai tare este că sunt mulți care spun ești bolnav, nu ești creștin, n-ai credință suficientă. Dacă ai fi credincios, n-ai fi nici bolnav, nici sărac, le-ai avea pe toate. Cu alte cuvinte, suferința de niciun fel n-are ce căuta în viața unui credincios. Nu spune textul, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Oare n-a venit Domnul Iisus să ridice toate suferințele și durerile noastre ca noi să fim scăpați de ele? Da, El a trecut prin valea pătimirii pe slavă, nouă ne-a lăsat doar slava. Doar slava. Așa zice și eu dacă m-ar lăsa Scriptura, dar pun o întrebare. Oare suferințele lui Hristos mă scutesc pe mine de suferința sfințirii? Suferințele lui Hristos mă scutesc pe mine de suferința sfințirii? Ascultați-l pe Pavel, este unul din biserică, e adevărat apostol al lui Hristos. Scrie Filipenilor din temnița de la Roma înainte de decapitare. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Observați, Hristos a acceptat pătimirea ca drum spre slavă. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui, în numele Lui Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este
Domnul. Drumul spre slavă duce prin valea pătimirii, nu doar pentru El, ci pentru noi. Și pentru noi. De ce implică sfințirea suferință? De ce nu se poate fără suferință? De ce implică sfințirea suferință? Există o triplă durere a sfințirii pe care niciunul dintre noi nu o putem evita. În primul rând, este lupta cu noi înșine, cu păcatul. Cel care nu se mai luptă cu păcatul a abandonat procesul sfințirii și fără procesul sfințirii nimeni nu va vedea pe Domnul. Dacă ești liniștit, bucuros, dacă nu mai ai nimic de luptat cu tine însuți, eu cred că ai uitat că ai fost curățit de vechile tale păcate. Dar atunci când la lupta cu mine însumi sau cu păcatul adaug și dorința de a trăi drept într-o lume strâmbă, spuneți-mi, se împuținează sau se mulțește durerea? L-ați auzit pe George și pe Lydia vorbind. Iar atunci când nu mă mulțumesc să stau cu scutul să mă tot apăr de săgețile celor din jurul meu, ci las jos scutul și încep să slujesc, să întorc și celălalt obraz, vă întreb, e mai ușor sau mai greu? Haideți să luăm pe rând. Lupta cu păcatul. Pentru că Domnul Iisus a deschis o cale și noi călcăm pe urmele Lui calea spre slavă prin valea pătimirii, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, spune versetul 13 din 1 Petru, capitolul 1, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos și ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Observați, este o sfințire de fapte, în fapte, în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci Eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Observați ce primim de la părinții noștri. Și dați-mi voie să vă spun, eu nu le-am cerut, nici de la tata, nici de la mama. Le-am primit, le-am moștenit, mă lupt cu ele. Felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusur, fără prihană, care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii și care a fost arătat la sfârșitul vremurilor, veacurilor, pentru voi. Textul ne spune să nu ne lăsăm târâți în poftele care le aveam altădată. Vă întreb, auziți cumva o notă, o atmosferă de vacanță, de relaxare? De, eu nu mai am nimic? Nu, dragii mei. Am moștenit de la părinții mei până în ziua în care m-a prins Domnul Iisus și m-a smuls din lumea aceasta. M-a smuls din ea, dar când mă uit în spatele meu, în spatele meu văd cum vin poftele pe care le-am moștenit de la părinții mei și dacă nu mă întorc să mă lupt cu ele, mă mănâncă. Și lucrul acesta, cum spuneau cei doi în fața noastră, nu se termină cât trăim. Poftele care le aveam altă dată. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 2, cu 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dragii mei, lumea și lucrurile din lume nu-i vorba de obiecte, ci vorba de realități spirituale. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, și ascultați ce-i lumea, pofta cărnii, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Are cineva din sală de luptat cu pofta firii pământești? Sau numai eu singur am rămas să lupt cu ele? Dar cu pofta ochilor și lăudoroșia vieții. Acum lăudoroșia vieții pentru mine apune, dragii mei, eu ies din ea, nu mai doresc lucruri
mă mulțumesc cu ce am. Dar dacă n-ai de luptat, ai abandonat procesul sfințirii. Poate unul dintre voi ziceți, dar cât durează lupta asta? Ca să fiu sincer cu voi, cât veți trăi? Cât veți trăi? Lucru extraordinar este că fiecare pas poate să mă ducă mai aproape de biruință și fiecare biruință este o bucurie pe care o câștig. În Matei, capitolul 5, Domnul Iisus le spune celor care credeau că sunt mai buni decât alții. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea curvit cu ea în inima lui, uitați-vă la lumea în care trăim, uitați-vă la internetul care e în fiecare colțișor, în camera copiilor noștri, la telefoanele lor mobile, mai luați-le părinți din când în când și răsfoiți pozele de pe ele. Și vedeți de la ce vârstă încep problemele. La noi, zicem, n-au fost pe vremea noastră, nu ne interesează. Cine nu are de luptat cu păcatul? Dacă ești liniștit, dacă nu-l mai ai pe dușman înaintea ochilor tăi, dacă nu ești cu pușca pe el, da, ai abandonat procesul sfințirii. Prea iubiților, spune Petru în capitolul 2, versetul 11, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc. Spuneți-mi, putea alege Petru un cuvânt care să sugereze mai bine lupta? Să războiesc cu sufletul. Dragii mei, lupta cu păcatul ar trebui să ducă la o permanentă dezbrăcare a omului vechi și la o permanentă îmbrăcare a omului nou. Lupta cu păcatul înseamnă să ai dușmanul înaintea ta, minciuna, hoția, amărăciunea, mânia, iuțimea, strigarea. Eu mi le-am subliniat pe cele cu care mă lupt eu, tu subliniază-le pe cele cu care te lupți tu. Poate nu toată lista ți se potrivește, dar nu există să zici, ah, eu am terminat dezbrăcarea de omul vechi. Neînțelegerile, certurile, dezbinările, clevetirile, răutatea, curvia, necurăția, lăcomia de avere, beția sau lipsa cumpătării, vorbirea nechipzuită, vorbirea stricată, glumele proaste, vorbirea inutilă, dragii mei, cuvintele porcoase. Problema noastră este că noi ne luptăm să dezbrăcăm, dar nu ne mai luptăm să îmbrăcăm. Casa rămâne goală, măturată și împodobită. Ce credeți că se întâmplă? Păi poftele care le aveam altă dată, adică duhurile acelea, vin și adună prietenii cu ele și intră în casă și starea de pe urmă ajunge mai rea decât cea din tâi, spune Domnul Iisus. Asta este pilda pe care trebuie să o avem înaintea ochilor noștri. Scriptura ne spune să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele lui, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea și urmează listele acestea cu omul vechi și omul nou. De aceea, în locul minciunii, îmbrăcați adevărul. În locul lipsei de cumpătare, cumpătarea. În locul leneviei, hărnicia. În locul avariei, generozitatea. În locul tristeții și amărăciunii, bucuria. Puneți peste toate seninătatea, blândețea, bunătatea, credincioșia, curăția, mulțumirea, îndelunga răbdare, vorbirea cu har spre sidire, vorbirea liniștită, vorbirea chipzuită, vorbirea cu psalmi, stăpânirea de sine. Petru ne spune, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți din nou, să doriți, observați, dacă nu înlocuiești lucrurile care îți dezbraci, ai nicio șansă. Să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat cu adevărat că bun este Domnul. Este cineva între noi care nu mai are de dezbrăcat nimic din omul vechi? Eu aș da toate după masa să povestesc cu el dacă aș găsi unul. Dar nu mi-aș lua oboseala să o fac pentru că știu că nu e adevărat. Nici unul dintre noi n-am terminat lupta, n-am ieșit din procesul sfințirii, nu suntem la capăt, nici unul n-am terminat de îmbrăcat omul nou, nici unul nu suntem asemenea chipului Fiului Său. Cine nu luptă cu păcatele lui, a abandonat procesul sfințirii. Aduc o veste proastă.
ne putem obișnui cu păcatele noastre. Eu vă spun în experiență. Ne putem obișnui cu păcatele noastre. Dar ăsta este doar primul pas. Imaginați-vă, asta este lupta cu mine însumi, că sunt pe un vârf de stâlp, izolat într-o chilie la mănăstire, că nu ies, nu văd pe nimeni niciodată. Tot n-am scăpat de luptele cu mine însumi, dar ce se întâmplă când ies în piață, când mă duc la școală, când mă duc la servici, când ies în mijlocul acestei lumi corupte și păcătoase, ce se întâmplă? Se împuținează sau se mulțește suferința? Și vreau să trăiesc curat în mijlocul unei lumi murdare sau drept în mijlocul unei lumi strâmbe. Nu, suferința crește. Scriptura spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte, a te fi separat, a nu merge împreună cu mulțimea, a merge împotriva curentului. Dragii mei, Dumnezeu este pus deoparte în mijlocul dumnezeilor. Recitiți, vă rog, toată povestea din Egipt. Când Dumnezeu a intrat în turnir, în bătălie cu Dumnezeii Egiptului și a doborât pe unul după altul, până când toți au zis, cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Eu mă sfințesc, mă pun deoparte în mijlocul oamenilor, nu în mijlocul zeilor, aia e treaba lui Dumnezeu. Eu în mijlocul oamenilor, în familia mea, între colegii mei, acolo unde m-a așezat Domnul. Capitolul 2, versetul 11, vorbește despre lupta cu mine însumi. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, dar versetul următor adaugă suferința trăirii drepte în mijlocul unei lumi strâmbe. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, nu sunteți, dar ei așa vă vorbesc de rău, deși aveți o purtare bună. Prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Capitolul 4, versetele 3 și 4. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și că ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri idolești și în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Abia te-ai rupt din mijlocul lor și toată lumea ți sare în cap. Până ieri erai bun. Astăzi nimeni nu te mai înghite. Oare de ce? Dragii mei, dacă dorești să trăiești drept într-o lume strâmbă, vei fi prigonit. Capitolul 4, versetele 14 la 16. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. A fi creștin înseamnă avea curajul să noți împotriva curentului. N-aștepta să te aplaude toată lumea, toată lumea te va huidui și te va batjocori, dar tu trebuie să noți împotriva curentului. A fi creștin înseamnă a avea puterea să reziști presiunii de grup. Groaznică e adolescența, pentru că ai nevoie de confirmări permanente și ca să ai, primești confirmările, te duci cu grupul. Să reziști presiunii de grup. A fi creștin înseamnă a avea puterea și curajul să trăiești în baza convingerilor tale adunate din Scripturi. Tripla durere a sfințirii. Spuneți-mi, e ușoară lupta cu păcatul? Da? Deloc. Absolut deloc. Dar e ușor să trăiești drept într-o lume strâmbă? Să faci afaceri, căline, într-o lume strâmbă? E ușor? N-are curajul să strige, nu? Dar așa e. Nu-i ușor să trăiești drept într-o lume strâmbă. Dar imaginați-vă, când vrei să faci următorul pas, obligatoriu în sfințire, Domnul Iisus Hristos n-a venit cu un scut imens din ceruri și a zis, stau 33 de ani și jumătate și 3 ani și jumătate, ridic scutul și mă apăr 3 ani, după care am reușit să evit și plec acasă. A venit cu mâinile goale, ca un prunc, dragii mei.
a locuit printre noi plin de har și de adevăr. L-am scuipat, l-am huiduit, l-am batjocorit, am pus tot felul de semne de întrebare după vorbele și faptele lui și l-am spus, are drac. După care l-am luat și l-am pus pe o cruce. El a venit să nimicească lucrările diavolului. Cu alte cuvinte, a venit în ofensivă, nu în defensivă. Și cred că Dumnezeu ne-a mântuit ca împreună cu Hristos să fim în ofensiva cerului. Și de aceea, la durerea trăirii drepte în mijlocul unei lumi strâmbe, trebuie să adaug și durerea și mai mare a iubirii și a slujirii într-o astfel de lume. Capitolul 1, versetul 22. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. V-ați curățit sufletele ca să aveți o dragoste de frați. Dragostea se dăruiește, dragostea slujește, de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, le scrie Petru robilor. Ca niște oameni slobos, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Versetul 9 din capitolul 3. Nu întoarceți rău pentru rău, o cară pentru o cară. Binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Matei, capitolul 5. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Eu cam așa sunt structurat. Da? Dacă tu încleștezi pumnii, eu reacționez aproape involuntar la fel. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Spuneți-mi ușor, doare? Da sau nu? Oricine te lovește peste obrazul drept, întoarce-și pe celălalt. E ușor? Oricine vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, e haina ta. Lasă-i și cămașa. Spuneți-mi ușor, Corina, ușor. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două, celui ce-ți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrășmașul tău. Așa-i, scrâjilească-se odată cei ce mă tulbură. Da? Am și psalmi pe care îi pot cita. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Am spus, drumul sfințirii este deschis și modelat de Domnul Iisus, Fiul Tatălui care este în ceruri. Ca să fiu fiu al Tatălui care este în ceruri, trebuie să calc pe urmele Lui. Căci El, Tatăl din ceruri, face să răsară soarele Lui și peste cei răi și peste cei buni de ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dar dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frați, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Sau să pun în termenii lui Petru, nu cumva Domnul Iisus a spus, fiți sfinți, sfinți, căci eu sunt sfânt? Același lucru. O sfințire în fapte, în purtarea mea de zi cu zi. Dragii mei, când Petru a făcut acea fantastică mărturisire în Cezarea din Filip, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și după ce Hristos confirmă revelația pe care Petru o are, îi spune, iar eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, pe această mărturie a ta, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Nu știu cum vedeți dumneavoastră textul acesta, eu nu văd biserica fortificată
și cu scuturile apărându-se împotriva atacurilor celui rău, deși fiecare avem luptele acestea, ci văd biserica chemată la porțile locuințelor morților, în ofensivă, în atac. Nu uitați, Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească lucrările celui rău și eu m-am dat lui ca el să poată duce lupta asta mai departe. Și de aceea nu mă pot opri la lupta cu mine însumi, nici măcar cu trăirea dreaptă într-o lume strâmbă, ci trebuie să fac și al treilea pas, oricât de tare doare. Să iubesc și să slujesc chiar și pe vrășmașii mei. Să știu să înghit, să întorc celălalt obraz, să dau și cămașa. Grea provocare. Dragii mei, am fost aleși prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Dar careva dintre voi poate ocoli durerea sfințirii, veniți aici în față și învățați-ne și pe noi ce avem de făcut. Dar dacă nu mai lupți cu păcatul, dacă nu te mai doare strâmbăciunea și nu te străduiești să stai drept în bătaia vântului și dacă n-ai ieșit să slujești pe alții, chiar dacă pierzi, probabil că ai abandonat procesul sfințirii și Petru îți spune a doua epistolă, ai uitat că ai fost curățit de vechile tale păcate, te-ai lepădat de stăpânul tău și te-ai lăsat ca poftele să te care la vale cu ele. Iar textul ne spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Am fost aleși prin sfințire, iar sfințirea doare. Doare din pricina celor trei planuri despre care vorbim. Aș vrea să le adun la oaltă într-o aplicație concretă. Suferința sfințirii în familie. M-ați auzit deseori vorbind despre nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nu este textul meu, este textul Sfântului Apostol Pavel, în 2 Corinteni 6, de la 14 la 18. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unei realități spirituale pe care noi nu o vedem și după aceea nu o băgăm în seamă. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege, între lumină și întuneric, între Hristos și Satana sau Belial, între cel credincios și cei necredincioși, între templul lui Dumnezeu și idolii. Nu este unul dintre noi care să nu aparțină unei lumi spirituale. Și apartenența este prin alegere. Prin alegere unei lumi spirituale. Nu există zonă neutră. Și de aceea Pavel ne atrage atenția. Băgați bine de seamă, când intrați într-o relație de orice fel, uitați-vă bine la lumile spirituale pe care le reprezintă cele două părți. Acum, dacă duc lucrurile un pic mai departe, când am vorbit despre divorț, am așezat trei cazuri simple înaintea noastră. Simple, nu pentru că problemele în familie sunt simple sau divorțul este o poveste simplă de rezolvat, ci dacă nu ai un reper foarte simplu, nu ai cum să judeci varietatea aceasta imensă, cazuistică în problemele de familie. Imaginați-vă doi necreștini, sunt legați amândoi de Satana. Scriptura spune, Dumnezeu îi va judeca. Biserica n-are ce să amestecă în problema aceasta. Coborâți-vă, rog, la ultimul etaj, doi creștini. Scriptura spune să nu se despartă. Dacă este despărțire, se pace cu bărbatul ei. Asta spune Scriptura. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Și de aceea biserica este obligată să se implice în problemele de divorț în familiile creștine, care fac parte din biserica noastră. Dar aș urca la cazul din mijloc. Imaginați-vă, din cazul întâi ajung la cazul doi, când cineva se întoarce la Domnul Iisus. Când te întorci la Domnul Iisus, te rupi de Satana și te legi de Hristos. Cu alte cuvinte, intri într-o altă împărăție. Citesc câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 12. Celorlalți, le zic eu, a vorbit cu cei credincioși, acum vorbește cu cazul 2. Celorlalți, le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască mai departe cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almintrelea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să despartă, să despartă.
În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul, sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevastă? Prima observație, a fi sfințit și a fi mântuit sunt două lucruri complet diferite. În cazul acesta, a fi sfințit înseamnă a fi pus deoparte pentru un tratament special din partea lui Dumnezeu prin cel credincios din casă. Cu alte cuvinte, dacă este o soție credincioasă și ea se pune deoparte sau se dă lui Dumnezeu ca preoteasă în casa ei și Dumnezeu începe să toarne împărăția prin ea peste copiii ei și peste soțul ei, niciun alt bărbat și niciun alt copil de pe strada aceea nu are harul pe care îl are bărbatul acesta și copiii lor. Înțelegeți ideea? Deci, eu mă dau ca instrument lui Dumnezeu, partea credincioasă, pentru sfințirea și dacă Dumnezeu va lucra pentru mântuirea celui necredincios. Dar ca preoția să fie posibilă, trebuie să adune în ea toate cele trei nivele de durere pe care le-am amintit. În primul rând, eu însumi sau însămi, depinde cine-i partenerul credincios, trebuie să lupt cu păcatul în viața mea. În al doilea rând, trebuie să am o purtare bună, sfântă și evlavioasă. Cu alte cuvinte, să stau drept într-o lume strâmbă. Și în al treilea rând, să nu stau cu scutul tot timpul, ci să-l pun scutul jos și să iubesc, să întorc celălalt obraz, să slujesc în numele lui Hristos. Spuneți-mi, e simplu? Stați de vorbă cu frați din biserică care sunt o astfel de situație și nu cred că vreunul le-ați dori suferințele și durerile. De slavă lui Dumnezeu, dacă ai un soț credincios, nu doar în acte, ci în fapte. Da? Pentru că sunt dragi mulți botezați aici. Ascultați ce spune Petru. Celor care au luat această povară a preoției prin sfințire, este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Dragii mei, Dumnezeu nu se bucură să ne vadă suferind. El însuși a întors fața când Domnul Iisus murea pe cruce. Nu se bucură să ne vadă suferind. Dar Dumnezeu se bucură când cineva de dragul lui Dumnezeu face ce-i bine. Indiferent cât de tensionate sunt situațiile. Versetul 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, când era batjocorit nu răspundea cu batjocuri, când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Observați, de dragul lui Dumnezeu le-a suferit pe toate. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost tămăduiți, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin vorbele nevestelor, prin purtarea voastră, da? Un duh curat și în temere, prin purtarea nevestelor lor, cu alte cuvinte, printr-o sfințire, de fapt. Am fost născuți din nou și vom fi mântuiți. De ce oare, pe drumul acesta numit viață creștină, sfințirea implică suferință? Cred că știți păcatul, știți răspunsul. 1. Lupta cu păcatul. Dacă nu mai ai păcate cu care te lupți, fie o teologie a sfințirii, ca și prin secolul XIX în care tu ai ajuns, mișcare holinistă, în care alții, dar tu nu, în fața mea să nu vii, că nu te cred oricum, în lumina Bibliei. Dacă nu te mai lupți cu păcatele din viața ta, înseamnă că ai abandonat procesul sfințirii.
Al doilea lucru, trăiești drept într-o lume strâmbă. Da, dar pierd. Uite-te ce legi se dau în țara asta. Uite-te ce se întâmplă. Dragii mei, Dumnezeu ți-a promis mâncarea și îmbrăcămintea și dacă le ai pe asta, ți-este de ajuns. Vrei mai mult? Ai să te compromiți. Să trăiești drept într-o lume strâmbă. Un creștin nu poate spune, nu se pot face afaceri cinstit. Nu poate. L-ai ales pe Satana când ai rostit aceste cuvinte. Lasă-te de ele. Du-te și fă ce poți cu minile tale și Dumnezeu îți va purta de grijă. Și al treilea rând, cere curajul să întorci și celălalt obraz, să mai mergi încă o milă, să slujești, să iubești, ca să fii desăvârșit după cum Tatăl Ceresc este desăvârșit. Doamne Iisuse Hristoase, care dintre noi este de ajuns pentru aceste lucruri? Tu vezi noroiul din noi, trupul acesta atins de păcat, poftele care ne dau ghez din toate părțile, Doamne, mânia care se stârnește în noi pentru nedreptatea socială, atunci când încercăm să facem binele, ni se întoarce răul, ne uităm la țara asta, legile care se dau, cei care fură au legile în mână și le mulțesc după bunul lor plac ca să poată fura și mai mult și poporul duce greul, ne-am îngrozit de 20 de ani de lumea în care trăim. Și ne întrebăm de ce ne-ai lăsat aici, de ce te-ai rugat la Tatăl să nu ne ia din lume, ci să ne păzească de cel rău. Cu siguranță pentru că ai nevoie de mâinile și picioarele noastre, ca să-ți poți duce tu lupta mai departe, prin mine, prin tine, prin fiecare dintre noi. Doamne Iisuse Hristoase, mulțumim că nu suntem singuri în această bătălie a Sfințirii, ci ai venit să locuiești împreună cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și de aceea te lăudăm și îți mulțumim. Amin. Amin.